Bună seara, dragii mei! Suntem în Dortmund, un oraș de mărime medie din Germania și am făcut filmarea asta să vă arăt câteva lucruri. Suntem în gară, loc unde e trafic, lume de toate felurile, pestriță. Vreau să vă arăt faptul că au și ei de toate. Au homeless, oameni fără adăpost, au oamenii care au consumat diferite lucruri. E exact ca la noi. Haideți să vedeți. Vedeți că sunt oameni fără adăpost care stau aici. Dar, foarte important, ce vedeți în dreapta acolo, intră acum în gară, poliție, peste tot, securitate. Nu te simți o secundă, dar o secundă, nu te simți cu teamă, nu te simți vulnerabil. Te simți apărat, te simți protejat de stat. De asta aș vrea să văd și eu în România noastră, atunci când merg pe stradă, nu contează că merg prin capitală, prin mijlocul orașului, sau prin primăverii Cotroceni, sau la periferie, prin Cărentar, prin Rahova și mai departe. Haideți, după mine, să vă arăt cam cât de multă lume de toate categoriile găsim aici. Ați văzut, oameni care dorm aici, oameni care s-au aciuat pe lângă gară, fiind traficul ăsta foarte mare, mai câștigă câte una, alta. Ia uitați cum dorm. Oamenii ăștia sunt de două zile de când sunt și eu pe aici. Acolo, asta e casa lor. Aici trăiesc, aici își duc torta peste zi. Nu știu ce fac, dar bănuim cu toții, probabil cerșesc. Dar, repet, și asta aș dori să le transmit celor care guvernează țara asta. Ne simțim în siguranță. Nu ne dă nimeni în cap, nu ne fură nimeni portofelul, chiar dacă oamenii ăștia consumă inclusiv substanțe interzise, nu omoară oameni. Ce ar fi să avem și noi o Românie de genul ăsta?